Bene, bai, cele mai multe jocuri la cele mai mici prețuri. Link în descriere. Apăsați-l sau sunteți cringe. Pincanilor, astăzi l-am întâlnit pe Andrei 2010 pe Mine City. Mi-a fost frică să-l bat. Este prea puternic. Ajutor, vă rog, apăsați butonul de like dacă este înfricoșător Andrei 2010. Dar după aia m-am gândit, că îmi bag picioarele și am distrus toate totemele și apoi am mers să obținem carnetul pentru motoretă. Eu nici măcar nu am o motoretă, dar na, e bine să fie acolo, știi? La fel ca like-urile, vă rog, urmăriți-mă și pe Instagram. La primărie! Ei, tare, dă-mi iteme. Pink, uite-l. Oh my Pink. God. Pink, e el. Stai, fii atent. Vorbește cu el efectiv ca, și, ca un om normal, adică nu te comporta ciudat, ok? Uite, Pink, te salută, spui salut! Nu, Andrei, stai, salut, nu, Daniel! Salut, Andrei, salută! Salută, spune salut, adică e așa, știi, gen... Sunt mare fan, așteptam de mult să vii aici. Așa, uite, și el te admiră, nu-i așa, Andrei, și el te... și tu-l admir, nu? Unde e insane? Îi spunem? Oi, cred că trebuie să-i spunem. O să fac urât, credem, o să... Dacă spune că nu mai joc. E în vacanță. S-a dus până la lacul roșu. E în vacanță. La lacul roșu, exact. Bă, Andrei, hai să-ți prezim Mine City-ul. Mulțumim, Pink. Fugi. O să venim noi la tine. Fugi. Andrei, hai să-ți prezim. Oh god, nu, a venit printre noi. Dude. Am auzit că e super puternic și că poate să te omoare numai dându-ți un deget, nici măcar un pumn, îți face așa peste nas și ești mort. Sinner polițaiu. Domnule Sinner. Bună ziua. În primul rând, salutare, stimă și respect. Cum stimă se face? Stimă și respect. Cum se face cu alea, cu permisele, permisele de motoretă? Da, domnul constructor. Păi în 10 minute vă aștept la primărie, da. Și o să este gata totul, dar din câte am înțeles trebuie să mai vină și cetățenii care să plecați din oraș și o să-i dăm domnul. Ok. Bun. Păi atunci deci eu mă duc cam să... cam 10 minute. Da, mă duc minute, să îmi exercit aptitudinile de constructor și demolator, că e 2 în 1, știi? Păi ce demolați, domnul? Am eu de curățat orașul de niște mizerii, să zicem, după... De construcții, nu de oameni. Totemele pentru Andrei. Ce? Alea, totemele, alea trebuie să le... Tu te ia TNT și bubuiele pe toate, te rog. Ok. Te duc undeva? Da, la mine acasă. Încep de acolo. Te rog, distrugă-te, nu mai suport. Da, cât să mai facă și astea purici în oraș? A venit, a văzut, gata, hai. Șap-șap și pa-și-pa. Pa-pa, Andrei, pa-pa. Pa-pa. Mamă, bă, trebuie să mergem să curățăm tot orașul de aceste toteme ale lui Andrei 2010, că a venit. Am zis că le iau la bătaie, a văzut, dar m-a luat teama. E periculos, are fața aia așa periculoasă și nu știu, am zis, mai bine nu mă risc. Bun, haideți să... Mă, cine mi-a pus mașina aici, mă? Că ea era parcată frumos aici, mă, și era de parcă sunt conectate una la cealaltă sau ceva. Aia din spate e remorcă, da, ceva de genul. Bun, haideți să luăm niște dări, după cum spuneam, și să reparăm mizeriile astea făcute de Silent pentru a îl invoca pe Andrei 2010. Ce nervant e când... Ne vei câte aștele prin tine, ce te fric cap, Andrei! A pus și semne, a pus de tot, mă, tot constructorul, mă, să se ocupe, Na, uite, ia, dacă am făcut curățenie ei. Bă, la când a ajuns pe... Mă, ce fă... Să ciopârțiți ce doriți de aici. Bă, domnul măcelar, eu chiar sunt curios cum e cu oile astea, că tot mănâncă, știi... Domnul constructor, este o prezentare a abatorului meu, a măcelarului și... Ia să pui bancă, ai făcut abator din bancă? Păi nu, domnul Pink, este doar o prezentare. Nu mai este aici, nu mai prezentare? Este. Da. Cu toate animalele astea sacrificate aici, fii atent, nu, este pentru altceva. Doresc să văd cât de curajoși sunt locuitorii Mine City. Tocmai de asta îți dau și ție un satâr, domnul constructor. Și pe rând, domnul Sinner este primul. Mamă, vezi că-ți miroase gura ceapă, Pink. Păi... What? Am mâncat o ceapă. Păi și ce, dacă o aveam... Chislănină ai mâncat.
Da, uite, uite, mănânc un măr să-mi păi pută da, frumos. Așa, bravo, bravo. O să țină doctorul departe. Păi okay. domnul măcelar, pot oaia asta, nu? Da, 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 și să vedem reacția asta, sunt curios. Ia, ia, că nu, chiar nu am făcut. Ia, să vedem. Ia. What? I-a luat pielea. What the? Mamă, ce urâtă. Mamă. E, ce frumoasă e, da, da, yeah, da. Vedeți yeah. în ce condiții lucrez eu? Da. Da, dar am și o întrebare, domnul Nocif. Continuați. Știți că trebuie o temperatură mai scăzută. Da, e cald este doar aici. De probă, nu o să asta nu le mâncăm. Această carne. Uitați nu. Satărul înapoi. Nu, continuați, vă rog eu. Pot și eu? Da, orice, continuați cu o oaie. Aoleu. Ești mori. Bucăți fac din ea. Dă-le încoace pe toate. Cred că și-a greșit meseria constructor. Cred că ar trebui să-l angajez la mine. Da, asta vreau așa. Să văd. Să le mănânc pe toate. Ok, ar trebui gătite, mă gândesc. Uite carnea, nu ceva, să nu crezi că o trag pe dreapta. Vă pot da ceva gătit dacă doriți. Chiar v-aș ruga să-mi dați pentru că n-am mâncat carne. Uite. E un craniu. Asta e pentru, păi da, e pentru domnul Sinner. Dar nu poți să-l pui pe... ăla e cooked, ia de-l încoace, mă. Ia, hopa, nu l-ai prins. Asta e, așa. Încercați, domnul polițist, să-mi spuneți cât de bună este. Acum doar o să mușc puțin din el, pentru că nu prea mi-e foame, dar chiar o să-l țin. Și okay, voiam păi să atunci... vă mai întreb, domnul Necivanu, au dat faliment toate magazinele din orașul ăsta, nu mai de unde să iei mănânci, de unde să iei mâncare. Când o să deschideți? Păi ceva, cred că în seara aceasta o să mă chinui și dacă sunteți de acord să deschid magazinul aici, momentan. Aici? Păi stai da, așa, da, nu, Civane, că... problemă. Asta e plotul eu tău? Eu aș recomanda ca păi da, asta e plotul meu. Da, sigur, fă-l. Eu aș recomanda ca animalele să fie ținute la subsol, să vă faceți eventual... Păi nu o să le țin aici doar vânt și la subsol o să fac frigider și tot ce trebuie. Da, cu gheață, cu toate nebunile. Cu gheață, cu tot ce trebuie, da. Aici să se vândă. Pune și aici frigidere. Cumpărăm direct din frigider să se țină carnea. Păi și facem spate aici undeva niște grătare să o luăm și să o gătim repede sau? Da, o să fie tot ce trebuie aici. Plotul ăsta o să fie strict pentru vânzarea cărnii. Și n-ați văzut ceva. Stați un pic că nici eu n-am încercat până acum. Mai avem găinile pe care nu le-am încercat să le tai. Ia jumulește-le. Mamă, e goală! Bă, nu vă uitați! Hopa! Mamă! Frumos! Mă pricep? Da. Și vă rog frumos să lucrați cum trebuie aici. Da. Igienic se lucrează. Tăiați restul de porc, a rămas o bucată acolo și mă... Arată cam suspect așa dacă... Mamă, câtă carne! Mamă, păi să vin stack-uri întregi de carne, că m-am săturat de pâine. Eu sunt la dietă pe pâine de nu știu când. O să fie la vânzare în seara asta, vă promit eu. Ce voiam să vă zic, domnul Nociv, vă aștept în 5 minute la primărie pentru examenul de motor, pentru că din câte mi-amintesc eu aveți un motor, nu? O să mă prezint cu siguranță, da. Sigur, vă aștept. Opa, stați cam aici o treabă, stați mai... Final! Mamă! Era scăpată și de sub control și am zis să... Domnul Nociv, era turbat, ați auzit? Vacile mele. Așa, deci am reparat aici. Opa, din greșeală am uitat să merg la mine asta. O să vă las pielea, dar doar aș dori niște mâncare în schimb. Dacă uite, aici trebuie să mai scoatem. Trebuie să scoatem astea lăsate de Andrei, oameni buni. Nu îl lăsăm să facă purici aici. Nu îl lăsăm că a venit aseară și a văzut și a făcut și... Mamă, cât scrie mai aici? E că... Nici măcar nu știu ce scria pe alea, dar efectiv trebuie distruse toate. Hai, facem curățenie aici ăla, gunoi să nu vedem. Aurul ăsta îl confiscăm și să scăpăm și de capul ăsta de Andrei. Mă, dar și cu sânge și cu de toate, ești nebun ce a făcut ăsta aici. Nu mă luam seamă, curățam și eu orașul de mizeriile astea. Cum ar să fie de Andrei, îl urăsc. Ai și la tine, în fața casei? Nu, eu sunt gospodar. Ai scos-o deja, da. Păi înseamnă că mai am să mai scot de pe la vreo 2, cred. Stimă și respect, domnul Ovidiu. Vă aștept la examenul de motor. Da, acușa trebuie să venim și noi. Păi să vedem, să ne întâlnim toți, nu? Da, la poliție. Păi da, în câteva minute. Da, vă aștept.
Pau, eu pune și tu niște iarbă aici, Ovidiule. M-a angajat primăria. Lasă, bă, că mă ocup eu să-ți pun grădină frumos în față, dacă hai, nu. Hai, zic că-ți place casa mea. Băi, casa, bă, casa e foarte, foarte frumoasă, actually. Dar n-am văzut ceva mai plat decât la Mădălin și la... Uite, uite, bă, așa. Bă, o bucată de iarbă n-au pus aici, nebun, e totul plat la ei. Nebunesc când trec pe aici. Lasă că de asta mi-am luat eu slujba de constructor. O să trezească oamenii mei cu grădina asta din față înfrumusețată fără voia lor. Așa o să trezească, să știi. Dacă am cumva nevoie de materiale, vindeți sau sal? Păi zi-mi ce ai nevoie și na, poate mă duc să fac rost așa pentru tine, nu știu, în funcție de ce e. Poate am, poate n-am. A, păi nu, atunci mă gândeam că vă ocupați cu materiale. Păi da, zim și mă gândesc dacă pot să-ți aduc, îți zic instant dacă e. Păi în principiu niște concret mi-ar trebui pentru benzinărie, pentru... Păi mă, uite mă, bă, pentru că mi-ești prieten și mi-ai făcut atunci oferta aia, du-te la primărie, vezi că sunt niște chesturi cu sand și cu gravel. Eu le-am adunat pe alea și ți le las ție. Oh, respect. Vezi că acolo ar trebui să fie și îți faci tu gravelul. Da, nu e direct făcut, dar ți-l craftezi. Bine, mersi, mersi. Hai și pa, și pa. A, bă, tot eu, bă, bă, eu să fiu, bă, backbone-ul acestei comunități. Salariu. Bă, dar ăsta și-a luat salariu și măcar nu și-a distrus chesturile astea de pe aici, mă. Bă, ce player, bă, nu se poate așa ceva. Bă, dar casa asta chiar e foarte, foarte frumoasă. Like, nu știu de unde a luat designul ăsta, e belea rău, ești nebun. Ia, ia, că am venit. Păi unde-i, mă, toată lumea, ulu? Da, păi am zis că trebuie să se strângă. Aveți... este strict interzis cu capete de Andrei. Știu, am vrut să-l predau legii. A, am înțeles, că ok, le-am, ok, le-am, foarte bine, na. Foarte bine, domnul Pink, aveți un punct în plus la purtare. Ăștia maltratează animalele. Ce? Ia, hai să vedem ce se întâmplă, domnul Pink, că văd că... Păi nu știu, că se maltratează niște animale, poliția, hai! Poliția, poliția! Încăm și noi gunoaiele astea. Fără gunoaie, Mi-au căzut din buzunar, că are suspensia. Da. Îți grijă, că dacă... Lasă, lasă că dispar, mă, dispar până trecem, nu mai știe. Ce se întâmplă aici? A, aici e noua măcelărie. Nino. Aolo! L-ați prins la fix, l-ați prins la fix pe domnul Ovițanu. Ce se întâmplă aici? Căpșună. Căpșună? Uite, uitați-vă ce face domnul Ovițanu aici în fosta bancă. Domnul Ovițanu taie ilegal animale. Da, mă, că eu sunt măcelar aici. Sunteți măcelar, domnul Ovidiu? Nu, tocmai, eu mâncam o căpșună. Păi nu, că ia verifică-l să vezi că are satâr. Uite, da, ia uite, ia scoate satârul ăla să-l vedem. Aveți satâr la dumneavoastră, vă rog frumos să-mi predați satârul. Deci m-a chemat domnul Nocivan, mi-a zis că bă, ăsta mi-a furat din fermă abator și l-a mutat în fosta bancă, bancher nebun. A, l-a aruncat așa pe față. Bă, dar iar mă acuzați pe mine, mă? Nu, nu ți-o ai aruncat satârul? Deci eu glumă, l-am chemat pe domnul Ovidiu să experimenteze puțin și l-am... Au fost tot ok, da? Am înțeles. L-am înșenat-o la părnaie. Haideți că venim la carnete. Haideți la carnete că deja o dăm în altele. Intrai la pucălie, țane. Ai puțin mâinca, că nu mai am voie de mama. Iale, da, intrați aici, domnul primar. Las că merg eu pe jos. A, bă, că nu te lăsam să intre. Mersi, mersi, constructore. Să trăiască nevastă 40 de ani. Să trăiți, să trăiți, domn primar. Alo, băieții, haideți la... Doar 40 de ani. Hold up a second. Gata, am înțeles. Ați, mă, nu mai am nevoie de mâine. Bă! Vă grăbiți, domnul primar. Păi vreau de mâine, te întâmplă. Am bătrânit. Nu mai mai mult. Celula. Are fata acasă, mă tem să fac copii. Ce face, mă? Să nu-mi loviți mașina, vă rog. Opa, ia. Zi, 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 zi. Bine, bravo, bravo. Bun. Deci, fără armură, domnul Ovidiu și domnul... Da, jos hainele. Haideți până în poliție, vă rog frumos. Niște mâncare cineva, please. Măcelarul. Haideți, sunt poliție, să nu stăm așa în afară. Bate vântul, e urât. Eu nu intru la gaburi. Cum nu, domn primar? Mă, dar nu vă fac nimic. Mama, ți-au zis ce a zis? A început să facă pe el la bătrânețe, domn primar. Până revin. Hai că stau aici. Hai, Ovidule, nu sta în picioare.
Vezi, Pinculie, haideți, haideți, că cel mai în primărie, că, în primărie, în poliție, că bate vântul. Dar am auzit că a vorbit domn primar urât legat de, de polițiști. Da, nu știu, nu știu ce are, a nebunit. E senil acum la bătrânețe. Primarul nebun și măcelarul nebun. Toată lumea e nebună în orașul ăsta. Deci, cetățeni ai My City-ului, astăzi am strâns ce să... Ce-l-a primar ăla? Ce-l-a primar? Ce-ați făcut mă la domnul primar? Deci astăzi am strâns să dăm examenul pentru motor. Aș dori să știu cum stați cu restul permiselor fiecare și dacă sunteți dispuși să dați examenul de motor. O să vă iau pe rând și vreau să spuneți domnul Nocivanu, veți da astăzi examenul? Mă, copile! Da! Ce are, mă? Da. De ce stai cu ochelarii? Nu, cam îmbătrânit primarul. Păi așa stau gabă. Oare mai poate? Nu, nu cred știu. Că mai poate, mă. Nu mai suport orașul ăsta, să mă bată în tană. Orașul tău, gen. Dacă primarul așa, așa. Zice asta. Ok, bun, deci am permisul de categoria mașină, sau categoria okay. B, cum s-o numi. Aveți cumva permisul la dumneavoastră? Cred că nu. Puteți să verificați cu toții dacă aveți permisul la dumneavoastră. Stai că mă duc să-l aduc acum, aolo. Eu nu umblă fără permis, doar abia am venit cu mașina. Să, l-am și eu, l-am. Uite, știi permis? Serios, unde-i mă, Andrei? Bă! Mă, te crezi șmecher, mă, Andrei? Bă, frere, hai, mă, dă-mă, șmechere, hai! Bine, mă, hai, că dau! Hai, hai să dăm cu beță, hai cu bățul, hai! Hai, mă! Domnul polițist, adică exact sub nasul noastră se întâmplă fără de legile. Oprește, domnule polițist, mă moară! Mă moară, domnule polițist, ajutor! Fără, vă jucați așa cu bețele, dar... Eu ce să mai zic? E mai periculos decât credeam. Gata. Dați-mi bețele. Scandal, gălăgie! Haideți, predați-mi bețele. Gata, le-am predat. Predați-mi bețele. Ne predăm și noi. Doamne, se joacă cu noi ei. Bă, n-am văzut așa. Zici că au 5 ani. Așa, domnul Pink, vă rog frumos să-mi dați permisul. Și voiam să vă întreb dacă vreți poză nouă de permis. Da. Așa, dezâmbiți, uitați-vă la mine. Brânză. Mamă, ce urât e. Așa, următorul. Domnul Ovidiu, hai să vă fac și dumneavoastră cheese. O poză. Cheese, mamă ce urât e și ăsta. Ok, unde-i domnul Nocivanu? A fugit. O, dăm parte în parte, la interval? Nu, a intrat în camera cu mending, uite-l. Păi am uitat să vă zic că am implementat mending-ul, deci puteți să... Mă, cine a cumpărat toate mending-urile? Domnul Nocivanu, Nocivanule. Vă rog să puneți mending-ul înapoi. Oiam să mă uit să văd dacă e una mai bună decât alta, știți că ar putea fi una mai bună decât alta. Bă! Puneți acolo, vă rog frumos. Ia uite, mă, bă, băieți! Pune, pune toate cărțile acolo, că te sparg. Tu ai pus Ovidule. Bă, tot eu, mamă, eu plec din orajul. Așa, șterge. O plecat, bă, gata, mă, n-aveți 5 ani. Ok, hai să-i dăm drumul la probă. Hai, avem două probe, de fapt. Avem o probă nouă, deci n-ați mai dat până acum această probă. Este specifică pentru motor. Și o să aveți dreptul de a alege, practic, proba nouă sau orașul. Pentru că oraș tot trebuie să dați. Haideți, haideți afară să vă prezint. Tocmai am văzut lavă la ușă. Domnul primar, vă rog frumos să nu vă jucați cu focul, că faceți ceva diseară în pat. Cred că redecorează domn primar. Ce facem? Uite-te cum se uită. Nu știu. Cred că nebunit. Haideți să o arăt aici. Mă, dar Ovițanu nu revine, ia uite-l, se ascunde după un bus. Nu, băieți, am băut și eu vreo 3 berule și e ok, gen. Ați trecut acum? Am băut 3 berule la volan. La volan? La Logan, da. Polițaiul nu are nimic cu primarul, orice ar zice? Da, e ok. Păi ce să-i fac, mă, demite după aia. Păi zim tu ce lege am încălcat. Zim acum ce lege am încălcat. Acum! Ai zis că ai condus băut. Așa, legea 13 din 2003, articolul 4. Ai pus lavă în primă secție. M-a văzut cineva? Da, eu. Da. Cine m-a văzut? Eu nu l-am văzut. Cred că Sinner te-a văzut, eu nu știu. Eu nu l-am văzut. Mamă, cât de corupt îi, nu pot să cred. Nu am nimic, am închis ochii. Așa, lăsați prostiile. Deci astea sunt motoarele, deci avem două motoare. Am ales aceste motoare pentru că pot să stau în spate și să vă asist exact pe toată... pe toată perioada examenului. Aș dori să vă întreb cine vrea primul să dea examenul. Eu. Ok, domnul primar, vreți să dați și dumneavoastră examenul? Bă, tu mai citi, mă, permisul acolo, ce tu mai ieși cu de-asta?
Opa, păi toate alea. Are deja? Mama are și de tir și nu există ce tir. Ce înseamnă să fi lucrat în poliție, bă? Celula. Da. E atât de corupt orașul ăsta, nu mai suport. Bun. Deci domnul Nociv, vreți să dați primul proba? Da, ce să pic iar, cum am picat și la mașină. Ok, restul vă rog să nu intrați pe șosea, puteți să asistați și să faceți liniște. Vreau să văd celulele. S-a activat celulele. Renunțat. Bă, deci dacă nu vă comportați frumos. Bă! Hai, gata, deci, cu celulele. Domnule Civanu, aveți de ales. Vreți să încep? Ați văzut ce am văzut și eu. Nociv, că eram cu spatele. Da, sunteți pregătit? Da, cum să nu fiu pregătit, da. Cine nu e gata, le-au cu lopata. 3, 2, 1, start. Hai, pincane! Așa, cu un pic de viteză, doar nu crezi că... Ce greșeală, bă, că am fost... Sigur. Am luat... Burnout? Păi nu, că a fost... a alunecat, a derapat un pic. Vă rog, concentrați-vă. Ați șters acolo puțin conul. Cu ce am șters, mă? N-am șters cu nimic conul. 40 de secunde. Wow, deținu minte acest Gabor. Da, face cu de-astea, uite că ai atins acolo. Ia uite, mă, ia te ga. Opa! Bă, dar ce frâne, are asta, mă? Bă, nu-i merg frânile! Domnul Pic, sunteți picat! Nu-i merg frânile, mă! Sunteți picat, domnul! Ce? Că nu-i pus frâne! Nu-i pus frâne, ce-i asta? Cum adică nu i-am pus frâne? Deci, uitați-vă, era să... Să distrugi. Păi n-am să mai oprit, nu s-a mai oprit. Domnul Pic, îmi pare rău să vă zic. E imposibil. Vreau să fac o declarație. Domnul Pic a tăiat frânele. A tăiat frânele după ce... Bă, dacă eu zic că nu s-a mai oprit. Domnul Pic, sunteți picat. Eu nu am sabotat nimic. Nu s-a mai oprit. S-a stricat. După ce restul... Liniște, vă rog frumos, nu faceți dumneavoastră regulile. După ce o să dea toți poligonul, aveți dreptul să mai dați încă o dată. Pa, uite-l, mă, îmi dă motor fără frâne. Bă, domnul era... Ovidiu, sunteți pregătiți, da? Eu am scuipat pe frâne, băi. Tu ai scuipat! Da. Celula. Am scuipat pe frâne. Ok. Deci aveți un minut la dispoziție, trei greșeli pe ce să faceți. Vă rog frumos, liniște. Vă rog, hai. Se anulează... Încet. Ia uite, nici lui nu-i merg frânele. Ia uite, a căzut. Da, dar n-a intrat în parcare, domnul Pink. Păi și ce? Eu ți-am și parcat-o. Vreți să dați și dumneavoastră, domnul primar? Vreau să-ți demonstrez că sunt în stare de orice. Hai să bine, vedem. Domnul primar, poziționați-vă și îmi spuneți când sunteți gata. Dă-i goarnă, rupe-te! 3, 2, 1, start! Rupe-te! Opa, 2, 3, gata, e picat! Gata, domnul primar! Tauretul e rău! Am fi tare să-i ia permisul acum. Bă, luat, nu? Nu, hai să dau, gata. 2, 1, start. Lasă-l să se concentreze. Liniște, vă rog frumos. O luăm așa larg, na. Ok, până aici este bine, 48 de secunde. Aici e curios. Deci la final sunt cel mai curios. Conul mare. Încet. Are voie oricum să fac acolo greșeală. Nu a șters nimic, mă! Nu reușești de aici. Iar aici dacă atingeți, sunteți picat. Ține spate. Ia uite că am și atins, n-am atins, mă! Până în parcare, Pink! Da, ați trecut examenul, domnul Pink. Poligonul doar. Poligonul? Acum, vă rog frumos să mă urmați, pentru că urmează să fie proba de matematică. Oraș. Hai, matematică? Stai așa, nu mai ai nimeni de matematică. Nu avem matematică. Mamă, ce chili să mergi așa în spate, stai liniștit. Da, știți că n-aveți voie să mergeți pe stradă, nu? Aveți toți amendă de 10. Mai făcut rotoare? Da. Cine dorește să dea primul proba de oraș? Eu. Dorel dorește. Mă sacrific eu, da. Ok. Haideți, vă rog frumos, alegeți-vă o motoretă, nu aia. Așa, bine, că asta păi e încălzit. Păi cum, adică aici, bine. Nici aia.
Ce, asta? Stai, ce? Nu, nu, aia nici măcar nu-i motoret. Păi care din nu, nu, doar nu face mișto, domnul polițist. Aaaa, motorul, dar haideți, haideți, ok. Bun. Bun. Deci, domnul Pink, avem un felul următor. Vom da o tură de oraș. Ok. Trebuie să respectați toate regulile de circulație. Iar simplu, dacă simplu faceți o singură greșeală, ce? Sunteți picat. O singură what greșeală? Pa. Da. Hai, Mihăiță. Viteza este hai de 10 km pe oră. Ok, ok. Bun, okay, hai să vedem. Haideți să ieșim din parcare, vă rog frumos. Revin imediat, stați o secundă. Da, 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 da. Bă, Ovidiu, domnul Ovidiu, ce faci? Tot ce-ți devine, dă peste mine și păi eu stai pe stradă, nu ai voie. Prin dreapta, vă rog frumos. De fapt, e trotuar aici. Nu e trotuar, acolo era în ce. Da, date, dar să ne acos prioritate. Iar la ieșire vom ieși pe partea dreaptă. O, la mine acasă. Încet, încet, respectați axul central, vă rog frumos. Păi nu că nu trebuie să merg pe, păi cum? Așa, a zis dreapta aici, a? Dreapta, dreapta. Bun, și aici stânga, foarte haide bine semnalizat, foarte haide bine, bravo. Ia ziceți, aici tot înainte? Dacă eu nu vă zic nimic, înseamnă că trebuie să mergem înainte, domnul Pink. Tot înainte, nu. Frână! Aolea, domnul aici Pink nu prea ați încetinit. Cum, okay, că am încetinit? Haideți, haideți. Mergem, mergem în față. Dai cu scârț. Iar aici vom încet, 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 încet. Aici baghele vom întoarce pădure dintr-o singură mișcare. A, păi e simplu, ia. Păi e simplu, dar nu știu, să vedem. Opa. Auto. Ok, foarte bine, dar n-ați semnalizat, să știți. Pa. Ok, s-a o să scurcircuitat asta la da, 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 motor. Mergem în față, mergem în față. Aici știți ce trebuie să facem, da? Virați la dreapta, în următoarea intersecție. Foarte bine semnalizat, da, da, da. Foarte bine, ne-am asigurat acolo de pietoni. Treceți pe la trecere. Mai încet, mai încet, mai încet. Mai încet, mai încet. Domnul Ping, mai încet. Păi de... cum, că sunt sub limită. A, bine, bine, bine. Aolo, mi-a rupt piciorul! Aolo! Bă, domn polițist, și-a rupt ăsta piciorul aici pe trecere. Ok, ok, ok. M-am lovit. Păi și acum a ieșit roșu. E și roșu acolo. Nu mă la semafor, mă. Păi strica semaforul. Păi lasă, băi, nu știu, domn polițist. Păi stau la roșu, nu e problemă. Bă, am deja că se verde, bă, verde. Alo, 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 domnul. Treci pe roșu, a? Așa, așa. Mergem în continuare. Haideți. Da, da, okay. Fugi mai repede când merge el. Păi n-am voie, ia uite, am uitat să iau semnul ăla, opa! Foarte hai, Ovidule, vrei bine să treci sau? A, da, mulțumesc. Glumeam, glumeam. Ok, încet, bun, încet, nu mai au picioarele pe trecere, nu nebun mă interesează. Bun, până în trecerea de pieton aș dori să întoarcem. Aha, deci facem... Tot dintr-o mișcare. Foarte bine, foarte bine. Iar acum nu aveți limită de viteză. Păi eu nu am, dar tot eu o să conduc încet și preventiv. Ia uite, ia uite. Ne la... Da, e Ioana, tot. E Ioana, da, o văd, o văd, o văd. Grijă, grijă mare. Și Ovidiu. Azi, am trecut acolo. Nu, haideți, nu, l-am văzut, vederea, l-am văzut și am zis haideți, numai, haideți. Gata. Nu aveți limitare de viteză în momentul de față. Ce țece. Foarte bine. Ce 10. Grijă la trecere. Mă, pietoni nebuni. Gata, m-ați trecut? A, n-a stat. Hai, de câte ori treci? Gata. A, păi, Ovidiu ăla e tare nehotărât. În intersecție vom vira dreapta. Și uite cum aleargă pe trecere, doamne. A, teoretic n-au voie, păi, e pe trecere. Da. E pe trecere. Așa. Iar în benzinerie vom vira la dreapta aici. Vom intra și în benzinerie. Foarte bine semnalizat. Iar acum veți alimentat de 100 de năsoși. Hop. Din banii primăriei. Nu, nu, din banii dumneavoastră. Că, nu, 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 glumeam, 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 domnul, glumeam. A, nu, nu e punem. A, bine, nu e punem. Nu, nu, nu. Ok, acum vreau să dați cu spatele. Pim, să dați cu spatele. Alo, 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 alo. Ce fac? Stați așa, stați așa. Ce vă mă, Ian? Alo, 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 n-aveți permis de motor. Proprietate privată, deci da, da, permis. Corect, aveți dreptate. Mamă, ți-am făcut-o.
Pip, 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 pip. Așa, frumos. Dăm cu spatele în dreapta? Da, 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 ieșim pe principală, pip, pip, cu spatele, pip, foarte pip. Bine, ne-am asigurat, bravo. Iar aici, în intersecție, vom vira la stânga. Foarte bine, foarte bine. Așa, iar în parcare, mergem până în parcarea poliției. Iar în parcare vom vira în locul liber cu spatele. Aha, deci vrei să o parchez cu spatele, am înțeles. Cu spatele, cu spatele. Hai, picane! Bine! Foarte bine, bun. Hopa, la carnetul? Pa! Bun. Avem o singură condiție. Deci toată lumea e cu mine, da? Da. Da. Ping o să ia carnetul cu o singură condiție. Opa. Doar nu trebuie să plătesc. Nu trebuie să plătesc. Ha, să luăm și noi. Okay. Ping o să ia carnetul dacă toată lumea în momentul acesta apasă butonul de like. Wow, deci dacă nu lasă toată lumea un like acum, nu mai ia Ping permisul. Apăsați like acum. Apăsați like aici. Hai, toată băgați like-urile aici în cutie, da. Oh, oh, bine. Am lăsat like-ul. Cine a luat like-ul? Lăsați like acolo. Lasă-l acolo. Gata, le-am băgat, le-am băgat. Bă, ai luat like-ul, dă domnul like-ul Ping, da, o să aflați la final dacă ați trecut sau nu. Cum? Ați avut câteva greșeli. Păi nu pot să vă zic acum, trebuie să îi examinez și pe restul. Păi cum? Cine dorește mai departe? Eu. Pa. Okay. Bună ziua, bună ziua. Bună ziua. Bună ziua, să trăiți. Am permisele pentru voi. Nu zici, câte sunt la actualizate? Câte sunt? Sunt 3 permise, păi ați venit cu 3 permise. Păi nu, n-am zis că aveți categoria nouă. Ok, aveți permise noi, deci pe cele vechi o să le păstrez eu. V-am pus pozele noi și o să încep cu Nocivanu, care este aici. Felicitări domnul Nocivanu, care s-a descurcat exemplar. Singura problemă a fost că nu a semnalizat, deci asta a fost. E gravă aia. Da. Deci poftiți permisul, ați luat categoria A de motor, puteți mulțumesc. Să verificați. Mulțumesc. Și noua poză. După aceea, domnul Pink, am o veste bună și pentru dumneavoastră. V-ați descurcat foarte bine, cred că cel mai bine s-a descurcat domnul Pink. Nu cred! Da, felicitări. Trebuie să fie și o veste proastă. Și veste pentru proastă. Că l-a lăsat pe Ovidiu, ultimul. Ovidiu, știi că ai trecut viteza regulamentară, nu? Se acceptă acum 10 peste limită. Nu se acceptă. Hai, nu. Cum adică se acceptă? Ai avut 13 blocuri pe secundă. Păi și cât era limita? 10? Am depășit 10. Cu 3? Mare, cu 30%? Eu le-am pus o capcană Nocivanului și lui Pink. Le-am zis că nu au limită de viteză. Dar limita în oraș este de 10 blocuri. De ce ai încălcat limita, Ovidiu? Mi-a scăpat puțin piciorul pe accelerație. Păi da, și mie mi-a scăpat. Era în întâia, imediat a fugit. Păi și dacă era cineva pe trecerea? Păi nu era. Fugeai peste el, îl călcai acolo, lăsai așa, în acolo, pe stradă. Okay. Domnule Cevanu, ce părere aveți? Eu zic că merită, pentru că în primul rând s-a prezentat și are o mică greșeală, o mică abatere. Eu zic că ar merita. Păi da, dacă conduce cu viteză după. Păi da, dacă ne promite că nu va conduce cu viteză. Păi nu mergem pe promisiu, mergem pe fapte aici. E o mică greșeală a avut domnul polițist. Domnul Ping, vreau să-mi spuneți părerea dumneavoastră. Păi, eu zic totuși să-i dăm așa o categorie aproape A, știi? Una acolo rotunjit, un rotunjit, știi? Da, merita un 80% din A, dar na, se rotunjește la A. Dă-i mă și lui, domnul mă, săracu. Domnul Ovidiu, îmi pare foarte... Oricum decizia a fost luată. Adică, na, eu v-am întrebat așa ca și o chestie. Decizia a fost luată deja. Și domnule Ovidiu, îmi pare foarte rău că vă dau permisul. Mulțumesc. Da. Și să nu uităm ce cazier aveți. Ce scrie acolo, domnul Țanu? A plecat, gata, nu mai gata, nu mai, când a văzut că a luat, gata, s-a dus.